Salutare, dragă balanță, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar etalarea de astăzi este pentru luna octombrie, zodia balanță, soarele, luna și ascendentul. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că susții creșterea acestui canal prin like-urile, comentariile și share-urile tale și apreciem dacă vei face treaba asta în continuare. De asemenea, îți lansez o invitație la o ședință în privat, la terapia cu tarot, dacă ești în căutare de răspunsuri, dacă ai confuzie asupra unei situații în viața ta, oricare este cazul, mă poți contacta pe WhatsApp sau poți intra direct pe site și face programarea acolo. Găsești toate aceste detalii în descrierea acestui video. Începem etalarea lunii octombrie, iar prima carte, dragă balanță, va fi energia lunii. Este o carte ce ne va arăta lecția, punctul principal al lunii octombrie, la ce să te aștepți pe plan general în această lună. Hai să vedem zodia balanță. Care este energia lunii? Regele de monede. Este o energie a împământării, o energie care aduce oportunități financiare. Sunt oportunități care vor echilibra situația financiară din viața ta. Cred că aveai nevoie de acest moment pentru a găsi acel sentiment de echilibru. Probabil că ai oscilat în ultima perioadă cu energia banilor, nu ai păstrat această energie în viața ta. Împreună cu regele de monede avem și cavalerul de bâte. Ei bine, energia este foarte creativă și ești îndemnat ca în luna octombrie să dai fru liber creativității tale și chiar să găsești soluții acolo unde înainte vedeai doar probleme. O astfel de atitudine te va duce în împământare, în echilibrare și s-ar putea să fii surprins de ceea ce descoperi dacă adopți o astfel de atitudine. O atitudine care, în general, nu știu dacă ți-a fost neapărat la îndemână. Simt cumva că în trecut obișnuiai mai mult să te concentrezi pe problemă și nu pe soluție. Și atunci schimbarea de atitudine te conduce într-o energie mult mai înaltă. Regele de monede este determinat, la fel și cavalerul de bâte. Aceeași atitudine este necesară și ca tu să o ai în luna octombrie. Hai să vedem ce provocare va fi în viața ta în luna octombrie, cu ce te vei confrunta, ceva ce aparent ți se va părea greu de depășit, însă pe cât de greu ți se va părea, pe atât de necesar și important este să depășești această provocare pentru a evolua, pentru a ajunge în acea energie, da? Hai să vedem. 6 de monede. Clar, a doua carte pe partea asta de plan fizic, de plan material, o energie pe care nu o văd neapărat ca pe o provocare, ci mai degrabă ca pe o oportunitate, ca tu să echilibrezi, să stabilești către ce lucruri ești loial și să-ți exerciți
și să pui în practică generozitatea. Nu uita că abundența este un drum cu două sensuri, nu doar cu un singur sens. Banii sunt făcuți să curgă, să circule liber, așadar nu strângem grămezi de bani, ci le dăm voie să curgă liber în viața noastră, adică și împărțim acești bani cu oamenii apropiați, acolo unde simțim că oamenii au nevoie de ceea ce noi avem. Da? 6 de monede, o văd, văd această carte ca pe un moment ce va apărea în calea ta în luna octombrie, în care ți se va da ocazia să fii generos, să dai, să împarți din bunăstarea ta și din abundența ta financiară. Hai să zicem, privește acest moment ca pe un test, ca pe ceva ce ți se oferă tocmai ca să se tragă concluzia dacă meriți, între ghilimele, meriți mai mult. Da? Dacă poți primi mai multă abundență financiară și ce vei face cu această abundență. La finalul decului, incredibil, 2 de monede. Cred că de-a lungul timpului ai jonglat cu foarte multe responsabilități, cu foarte multe chestii, ai fost în dualitate, n-ai fost sigur cam ceea ce ar trebui să faci. Și acum, da, împreună cu 6 de monede, ți se oferă oportunitatea asta de a pune balanța în echilibru. Dând din suflet, pentru că este foarte important ca ceea ce oferi să curgă natural din interior către exterior, nu pentru că trebuie, pentru că atunci când facem lucrurile că trebuie, ele nu sunt în esență în adevărul divin, da? Și atunci de la sine nu pot crea ceva mai bun, da? Ci creează în aceeași energie prin care ai oferit. Privește generozitatea ca pe un lucru care este natural în tine și care de la sine echilibrează viața ta atunci când o faci liber, fără să fii condiționat de acest trebuie, da? Așadar, provocarea ta este generozitatea, acel moment în care ți se va oferi această oportunitate și făcând acest lucru din suflet, energia ta va crește, tu te vei simți mai bine cu tine, mai împlinit că ai putut servi pe altcineva într-o astfel de manieră. Și am spus treaba asta la 8 minute și 8 secunde. Numărul 8 este numărul abundenței, este numărul care reprezintă banii în numerologie. Fără doar și poate, este o lună care se axează pentru tine, dragă balanță, pe partea asta financiară. Acum, hai să vedem cum să te aliniezi tu cu energia. Nu, au căzut decât câteva frunze din copac, dar îl așteaptă pe Cristian să vină și stau acolo la ușă, ceea ce și se întâmplă. Revin. Atâta bucurie de zici că nu l-au văzut de, nu știu, doar a fost plecat după apă și nu știu dacă a fost plecat 20 de minute. Bun. Spuneam despre modul în care te poți alinia cu energia în luna octombrie pentru a folosi în favoarea ta ceea ce vine către tine, da? Lucru care te va conduce către dezvoltare. Turnul. Iar la finalul decului avem diavolul. Cum să folosești energia? Prin a adopta un comportament diferit, o atitudine diferită, pentru că turnul vorbește despre schimbare. În cazul tău, despre felul în care faci sau obișnuiești să faci lucrurile până acum. Acum e momentul să faci lucrurile diferit, să ai mai multă credință, mai multă încredere. Diavolul
El vine cu niște restricții, dar restricțiile alea sunt ale tale. Tu singur te restricționezi, tu singur îți pui limite, tu singur îți creezi scenarii. E, adoptând o atitudine diferită, ai posibilitatea și de a crea altceva în viața ta, da? Acea stare de împământare și echilibru a regelui de monede. O stare care poate fi pe termen lung și nu doar în anumite momente cum obișnuiai să creezi în viața ta. Însă, pentru a ajunge acolo, este important să-ți vezi restricțiile, limitările. Tu singur te ții legat de anumite mentalități, anumite frici pe care le ai și aceste lucruri ele sunt paravan către a atrage abundența constant în viața ta și a da voie acestei energii a banilor să curgă natural, da? Să-și urmeze cursul natural. Pentru a te alinia cu energia, da, este important să ai această atitudine diferită, să-ți vezi mentalitățile învechite și să acționezi diferit față de cum obișnuiai cu aceste mentalități, având aceste mentalități, da? Trebuie să găsești cealaltă variantă. Este important să găsești cealaltă mentalitate, acea mentalitate care, în esență, ea îți este cu folos și nu lucrează împotriva ta, da? Și Marele Preot întărește această idee a mentalităților. Anumite chestii pe care tu le ai te servesc, îți sunt foarte de folos, însă există în sinea ta anumite limitări și condiționări, chestii pe care le-ai dobândit de la familie, din generație în generație, care te împiedică, de fapt, să menții această stare de abundență, da? E foarte important să-ți deschizi mintea, să vezi lucrurile diferit. Ultima carte este un sfat care vine din oracolul Seasons of the Witch, sezonul vrăjitoarelor, iar această carte servește ca și sfat pentru tine în luna octombrie. Insecte avem, iar mesajul îți spune că vigilența este necesară în acest moment în timp. Hai să vedem mai exact în detaliu ce îți transmite această carte. Vorbește în același timp de obstacole și de provocări, deci vine în aliniament cu doiul și 6 de monede. Este important să fii atent, da? Să fii prezent, să fii conștient în moment pentru a vedea oportunitatea aia de a crea lucrurile diferit. Pentru că tiparul, el fiind atât de mecanic, dacă nu ești atent, poate ieși pur și simplu automat din tine, fără să-ți dai seama că e ceva greșit, pentru că îl poți vedea ca pe o normalitate, trăind acolo foarte mult timp, n-ai cum, dacă nu ești atent, n-ai cum să observi că ceva se repetă, ceva ce nu te servește. Această carte servește ca și un semnal de alarmă, tocmai ca tu să fii atent, da? Ceva ce ai făcut în trecut poate fi evitat în acest moment, doar dacă faci pașii necesari pentru a schimba energia trecută, da? Există posibilitatea ca în trecut într-o astfel de situație similară ca cea care o să vină către tine în luna octombrie, să fi negat acea situație, să fi evitat să faci anumite alegeri în situația respectivă, iar îndemnul acum este să deal with it, adică să-i faci față indiferent, pentru că este ceea ce va schimba
ceea ce va veni către tine pe mai departe. Fă o alegere conștientă. Obstacolele fac parte din călătoria vieții, da? Și poți trata diferit astfel de obstacole și provocări doar printr-o atitudine diferită. Tu ești cel care alege ceea ce face pe mai departe, iar alegerea ta este ceea ce va crea rezultatul care se repetă sau un rezultat diferit. Bun. Pentru a... Gândește-te așa, că în momentul în care faci această alegere diferită, tu ce faci de fapt este să plantezi o nouă sămânță într-un pământ fertil, care de-a lungul timpului va crește, va crește și vei putea culege roadele, multe roade, da? Nu doar bucăți mici, nu vei găsi fructe stricate în aceste roade, ci totul va fi foarte fructuos pentru tine. Îți mulțumesc că ai rămas până la final. Așa cum ți-am spus și la început, apreciem susținerea ta către creșterea acestui canal și acestei comunități minunate. Așadar, apasă butonul de like, lasă-ne un comentariu și distribuie acest video cu prietenii tăi sau cunoștințele tale. Și de asemenea, te aștept la o ședință în privat dacă simți nevoia de mai multă îndrumare. Până data viitoare, te îmbrățișez cu iubire!